Hei, fetelor! Azi am revenit în sfârșit cu un tutorial de make-up. Rutina machiajului meu s-a schimbat mult în ultima vreme și azi vreau să vă arăt cum obțin eu un ten perfect și asta datorită în primul rând fondului de ten Double Wear de la Estée Lauder. First things first, îmi place să scap de celulele moarte și folosesc un scrub și o perie electrică pentru față, cel puțin o dată pe săptămână. Asta mă ajută să am o bază bună pe care să pot aplica mai apoi fondul de ten. După asta, hidratez tenul cu o cremă lejeră și deloc grasă. Acum urmează partea mea preferată, aplicarea fondului de ten. Double Wear de la Estée Lauder este un fond de ten cu acoperire medie spre mare și este perfect pentru mine. În plus, arată superb în fotografii. Are un finish mat și uniformizează nuanța tenului, oferind un pânza perfectă pe care să pictez mai apoi în culori restul machiajului. Ce-mi place foarte mult la acest fond de ten este textura lui lejeră și elastică, dar care are o acoperire foarte bună și faptul că nu mai am nevoie de retușuri pe parcursul zilei. I-am testat rezistența chiar și la umiditate mare în zilele ploioase și a rezistat eroic mai mult de 15 ore până când a trebuit să mă demachez. Însă rezistența lui este testată până la 24 de ore. Acum sper să-i pot testa rezistența și la căldură foarte mare pentru că abia aștept să vină vara. Până atunci îl puteți testa și voi și să împărtășiți cu mine experiența voastră cu Double Wear de la Estée Lauder.